Bine v-am găsit, dragi elevi! Dacă în întâlnirile trecute am discutat despre darul vieții, bucuria de a trăi, legătura dintre om și natură, împărăția lui Dumnezeu, în clipul de astăzi vom vedea cum putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, omului este necesar să devină ucenicul său, adică să îi urmeze învățăturile. Astăzi vom vedea cum un om poate deveni ucenicul Domnului, adică când un om poate deveni creștin. Hristos ne învață că înainte de toate, cel care vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu trebuie să devină ucenicul său, adică să-i urmeze învățăturile. Sfintele taine sunt cele care ne apropie de împărăția lui Dumnezeu, iar harul primit prin Sfintele taine este prezența lui Dumnezeu în noi. Voi știți cum putem deveni ucenici al lui Hristos, adică creștini? Foarte bine! Putem deveni creștini prin Sfânta taină a botezului. Dar cum se face botezul? Botezul se face prin afundarea de 3 ori în apă în numele Sfintei Treimi, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prin botez se iartă păcatul strămoșesc, iar omul devine creștin având sufletul curat, fără pată și plin de lumină. Dar cine a lăsat această sfântă taină oamenilor? Taina botezului, dragi copii, s-a născut din îndemnul dat de Iisus apostolilor săi când le-a zis: mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pentru că mai înainte le spusese că de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu, acum sunt trimiși în lume pentru a împlini această naștere. Prin botez se iartă greșeala neascultării primilor oameni, Adam și Eva, neascultare numită păcatul strămoșesc, dar și alte greșeli personale cu fiecare afundare în apă. Păcatul strămoșesc îl moștenește fiecare om, deoarece este urmașul lui Adam și al Evei. Însă acest păcat se șterge ca și cum nu ar fi fost prin botez. Dar voi știți ce primim prin sfânta taină a botezului și de ce este foarte importantă această taină? Pentru a înțelege, am să vă spun o poveste. Se spune că într-o zi, un om rătăcit de la dreapta credință a vrut să-l contrazică pe un preot spunându-i: chiar dacă în Biblie Mântuitorul spune că trebuie să ne botezăm, eu nu cred că este bine să-i botezăm pe copii, ci doar pe oameni mari. Trebuie să aștepți ca cei mici să crească și de-abia atunci să-i întreb dacă vor sau nu să se boteze. Doar așa, ca oameni mari, în toată firea, pot hotărâ cu adevărat. Cum puteți voi, ortodoxi, să-i botezați pe copii? Spune-mi, îi zice preotul, după ce îl ascultă cu răbdare: știu că dumneata ai copii. Când erau mici, i-ai dus la doctor să-i vaccineze? Da, îi răspunde omul. De ce nu ai așteptat să crească și să-i întrebi mai întâi dacă vor sau nu să fie vaccinați? Îl mai întrebă preotul pe om. Fiindcă nu voiam să se îmbolnăvească și știam că este bine pentru ei. E, vezi, tot așa și noi știm că Sfântul Botez este bun pentru copii și nu vrem să așteptăm să crească. Așa cum vaccinezi un copil micuț ca să nu îi se îmbolnăvească trupul lui fragil, tot așa și noi îl botezăm, pentru a nu se îmbolnăvi sufletul lui tânăr. Prin puterea Sfântului Duh
prin harul său coborât peste prunc, acesta este un om nou, pregătit pentru o viață nouă și luminoasă, viața creștinească. Omul nostru plecă ochii rușinat și se îndepărtă gândindu-se serios la cele spuse de preot. Din povestioara aceasta putem să identificăm beneficiile tainei Sfântului Botez. Prin Sfânta Taina a Botezului, copilul primește iertarea păcatului strămoșesc. Intră în marea familie a bisericii, primește un nume, primește un înger păzitor. Dar numele de naș vă este cunoscut? Ce rol au nașii în viața noului creștin? Nașii, dragi elevi, sunt cei care mărturisesc în numele copilului credința în Hristos. Ei devin părinții spirituali ai noului creștin și îl și îndrumă în viața actuală alături de părinții naturali. În continuare, o să vorbim despre darurile Sfântului Duh primite prin Sfânta Taină a Mirungerii. Ați participat la o Sfântă Taină a Botezului. După cufundarea în apa sfințită, ce ați observat că face preotul? Da, are loc ungerea cu Sfântul Mir. Aveți dreptate. După ce am devenit creștini, Dumnezeu ne oferă daruri minunate și întărire în noua viață prin Sfânta Taină a Mirungerii, care se săvârșește prin ungerea cu Sfântul Mir pe principalele părți ale corpului. Astfel pregătiți, adică cu suflet curat și întăriți în noua viață, îl primim pe Hristos în noi prin Sfânta Taină a Împărtășaniei sub forma pâinii și a vinului ce au fost sfințite de preot. Prin aceste taine ni se dăruiește putere iubitoare a lui Dumnezeu, care ne luminează calea spre împărăția lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos i-a trimis pe cei 12 apostoli să vestească împărăția lui Dumnezeu tuturor oamenilor. Ei au răspândit învățăturile sale și îi botezau pe cei care credeau în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Astfel, apostolii au împlinit porunca Domnului și au întemeiat multe biserici creștine. Voi știți ce apostol al lui Hristos a adus credința creștină pe teritoriul patriei noastre? Da, așa este. Sfântul Apostol Andrei. Sfatul pentru micuri creștini. Să prețuiești darurile primite la botez. Să îți cinstești nașii. Să te porți ca un creștin. Să te împărtășești. Să înveți cât mai multe despre credința ta. Să-i cinstești pe sfinții tăi ocrotitori. Dragi elevi, haide să vedem ce lucruri minunate am aflat astăzi. Prin botez se iartă păcatul strămoșesc. Am aflat că botezul este ușa de intrare în creștinism. Primele sfinte taine din viața creștinului sunt botezul, mirungerea și împărtășania. Prin Sfânta Taină a Botezului devenim creștini. Prin Sfânta Taină a Mirungerii primim darurile Sfântului Duh.
Sfânta Împărtășanie este cea mai importantă sfântă taină, deoarece prin ea primim însuși trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Exersăm și ne jucăm. Citește cu atenție poezia următoare. Deci naș, ai învățat crezul să-l spui curat? Lumânarea ai luat, pânză albă de înfășat, copilul de botezat? În cristelnița fundat și de trei ori închinat, tu în brațe l-ai purtat? A primit un dar de sus, numele când i s-a pus. Te-ai făcut al lui părinte, după duh, spre cele sfinte. De aceea, cu iubire, spre a Domnului mărire, să le îndrumi întreaga viață și să-i dai bună povață. Identifică din poezie care sunt datoriile unui naș la botez. Să cunoască crezul. Să cumpere lumânare, pânză. Să îi fie părinte spiritual. Să îi îndrume întreaga viață. Să îi dea povață bună. Știați că Sfântul și Marele Mir se prepară din ulei de măsline și vin, la care se adaugă 38 de esențe și plante aromatice. Acestea simbolizează mulțimea darurilor Duhului Sfânt. La revedere!